Ceremonia de învestire a noilor miniștri din guvernul Ponta 4 nu a fost lipsită de culoare. După ce președintele Traian Băsescu i-a făcut de râs pe cei doi miniștri, Mihai Câmpeanu și Liviu Pop, a venit rândul proaspătului ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Nici de această dată noi miniștri nu au putut sărbători cu șampanie. Ceremonia a respectat formatul obișnuit al austerității. La finalul evenimentului, gestul de marcă i-a aparținut premierului Victor Ponta, care a părut dezamăgit de plecarea în grabă a președintelui. Domnilor și domnilor membri ai cabinetului, vă doresc succes. La revedere!